Cam cât durează să mai deschideți aici? Nu știu, 2 săptămâni. 2 săptămâni e gata? Da. În jumătate din stațiunea Tineretului, pe drumul care duce la hotelul Forum, doar 2 muncitori lucrează. Repară și cârpesc un chioșc și speră ca la 1 mai să fie gata. În rest, e o tăcere mormântală. Zona de sud din Costinești este un loc abandonat. Ministrul turismului a rămas uimit când a văzut atât de multe unități de cazare în stare avansată de degradare. Aceeași situație este și în zona comercială a stațiunii. La Neptun și la Olimp, dar și în cele 2 eforii, există în desfășurare lucrări, dar care se vor încheia până la începutul sezonului. În schimb, la Costinești, situația este îngrijorătoare, mai ales în ceea ce privește siguranța turiștilor. Așa ceva nu admitem în România. Primarul comunei Costinești a fost chemat la minister ca să dea socoteală. El a explicat că peste 80% din stațiune aparține BTT, mai exact Ministerului Tineretului și Familiei. Ei nu știau că această bază e la alt minister. Mi se pare și mie șocant. Surprinderea domnului ministru, care nu știa de zona, este administrată de către alt minister. Normal, suntem stat și acum începem să ne certăm între noi. Aici este administrată de Ministerul Tineretului și Familiei. La scurt timp după vizita ministrului la Costinești au fost trimiși inspectori din corpul de control. Multe hoteluri și unitățile de alimentație publică din Costinești riscă să-și piardă clasificarea sau să nu primească autorizație de funcționare dacă nu își remediază deficiențele înainte de deschiderea sezonului estival. În urmă cu 30 de ani, Costineștiul era perla turismului și cea mai modernă stațiune pentru tineret. Acum este o ruină care încearcă să-și găsească o cale de supraviețuire după 3 decenii în care a fost devalizată fără milă. Acum să arătăm cu degetul după 30 de ani, vedeți că astea nu sunt lăsate de ieri, de un an, doi. 97, 98, 99% din imagini au fost de aici, din BTT. Până la urmă s-a încercat o privatizare eșuată aici. Și vă dați seama, acestea trenează de ani de zile. Oricum, sunt 82 sau 89 de litigii, am aflat și eu ieri. 10.000 de turiști sunt așteptați în mini-vacanța de 1 mai la Costinești la un festival de muzică trap pe plajă. Instituțiile de control de pe litoral au fost notificate de Ministerul Turismului ca de săptămâna viitoare să facă verificări la Costinești și după caz să dispună măsurile legale.